Vreau să spun ceva. Pe timpul nostru aveam, cred că, 7, 8, 10 acțiuni pe an. Unde să prind selecție și cum așa să... Așa e. Păi stăteai la coadă... Ați dau un exemplu, exemplul meu. Eu aveam pe postul meu direct... Nu, asta 12 meciuri aveți, dacă nu mă înșel, la echipa națională. Nu știu, dacă 12 cu două goluri, debut cu Bulgaria. Da. A fost în Cupa Balcanică, sau nu știu ce era. 0-0. Da. Așa. Și vreau să spun... Eu aveam pe postul meu, pe Dobrin și pe Balaci. Când se prind... Corect, că... Cât nu puteam decât să-i admir și să intru și eu, cât puteam, prindeam. Am prins cu Bulgaria, la noi, returul, da. Tot în Cupa Balcanică și am dat gol. Am intrat repriza a doua și am dat gol, am avut noroc. Da. Asta e una la mână, bine, asta e o parte de culoare. În altă ordine de idei, vreau să spun că jucătorii, adică pe posturi, erau dublați și triplați. Da. Deci erau alternative. Asta și vorba domnule Munteanu. Cred că sunteți cam ultima generație care mai erați așa. Vorba dumneavoastră, a doua variantă bună, a treia variantă la fel de bună. Păi s-a înființat, și asta a făcut-o Mircea Sandu, în 90, a înființat echipa națională B. Da. Și atunci m-a pus pe mine echipa națională B. Vreau să spun ceva, au fost și jucători care nu erau la echipa, n-au avut loc, sau nu știu. Da. Și de acolo au urcat Aioveanu, au urcat... ca portar tene, mai erau jucători care nu jucau. Trecuse de vârsta de under 2, era 23 atunci, nici la echipa națională nu era. Deci spuneți că a fost o variantă bună cu această România B. Foarte bună, avea calendar internațional, a avut turnee și a...